În cadrul proiectului de parteneria care s-a încheiat în toamna anului trecut între Biblioteca Județeană Cristian Tel, secția de artă Iosif Keber și Școala Generală Sfântul Nicolae din Târgu Jiu, învățătorii s-au gândit ca la sfârșit de an școlar copiii să joace într-o scenetă. Ca totul să aibă legătură cu jocul, sceneta noastră ne duce pentru câteva minute în lumea operelor lui Caragiale. Copiii noștri vor face o incursiune amuzantă în această parte interesantă a literaturii, așa cum știm noi să prezentăm. L-am visat pe Nena Iancu este numele scenetei jucată de cei 15 micuți. Momentul artistic a fost o combinație a mai multor piese scrise de Ioan Luca Caragiale, iar personajul principal a fost domnul Goe. Tu ce rol ai în piesă? Prietenul Ionel Titi. Ce rol ai în piesă? Mamițica. E prima dată când joci într-o piesă de teatru? M-am mai jucat. La școală. Mai serbări. Puișorule Goe, Goe. Goe, puișorule, ne-am rătăcit prin mulțime. Hai, vorbește. Mama, de ce nu vine? Eu vreau să vie. Dar astea sunt colegele mele. Am vis orice este posibil. Vine, vine acum, puișorul mare. Vezi ce bine și-a de lui un calar mama cu costumul de mariner? Mamițo, nu ți-am spus că nu se zice mariner? Dar cum? Marinal. Ei, chiar dacă au avut emoții, copiii au intrat foarte bine în pielea personajelor jucate.